Cazul stufului din Delta, care s-a transformat subit în pășune pentru că proprietarii lui, bine proptiți politic, urmau să primească fonduri europene, a ajuns în atenția Laurei Codruța Kövesi. Șefa parchetului european a confirmat într-un interviu pentru Spot Media că există o anchetă în curs pe acest subiect și că au fost făcute deja primele audieri. Deocamdată este o investigație in rem, așadar, care vizează fapta și nu anumite persoane. Vă reamintim, afacerea stufului din Delta este legată de numele unuia dintre liderii PSD, Paul Stănescu, al cărui fiu se află în acționariatul firmelor care au solicitat bani europeni pentru stuful care a devenit peste noapte pășune. Șeful API a fost demis de actualul ministru al agriculturii după ce ar fi refuzat să semneze subvențiile pentru suprafețele controversate. Da, avem o anchetă în curs. Colegii au chiar ridicat documente de la API. Din ce îmi amintesc, au solicitat diverse documente referitoare la aceste proiecte. Este o investigație care a început de curând și în momentul în care o să finalizăm, vom face publice mai multe informații. Dar vă pot confirma că este oficial deschisă o investigație în cadrul parchetului european, în care deja se administrează probe, s-au ridicat documente, se fac diverse analize.